observăm o ascensiune a industriei ușoare în ultimul timp. Acest fapt ne bucură enorm, doar că uneori prețurile ni se par cam exagerate. Să vedem de ce hainele făcute acasă au prețurile pe care le au. După părerea mea, prețurile designerilor autohtoni sunt accesibile dacă să luăm în considerare câte cheltuieli au de producere. În Moldova nu se regăsesc fabrici sau companii care produc materie primă în masă și produc ceva deosebit care să se poată folosi în producerea unei haine. În acest motiv, majoritatea designerilor autohtoni și nu numai importă materia primă ca stofe, ca țesături, ca furnitură și așa mai departe. Forța de muncă este mult mai scumpă decât forța de muncă piața asiatică. Acolo, brandurile de mass market port produce foarte mult și foarte ieftin. Dar în Moldova prețul la forța de muncă este mai mare și din acest motiv și haina devine mai scumpă. Moldova este o țară foarte mică, din acest motiv nu se produce multe piese vestimentare. Orice fabrică care produce în colecție limitată. Putem să zicem că colecțiile noi sunt unice și în alte parte în lume nu se vor mai regăsi. Din acest motiv avem un pic de originalitate comparativ cu alte branduri internaționale. Orice produs trebuie promovat pentru a fi vândut. Din acest motiv, brandurile autohtone investesc în promovare, în publicitate, în fotosesiuni, în campanii video și mai departe. Toate aceste materiale promoționale sunt cu plată. Evident că este o investiție. În fiecare sezon, la fiecare colecție, fiecare designer trebuie să investească în publicitate. Astfel, el va putea vinde marca pe care o are. Și este însăși o investiție care influențează prețul produsului. Vânzarea unui produs tot este o investiție, trebuie să găsești profesioniști care să se ocupe de vânzarea produsului, trebuie să știi cum să vinzi, cum să reclamezi, cum să printarea bannerilor, publicitatea externă, publicitatea internă, flyere, cărți de vizită și așa mai departe, publicitate pe online, în rețele de socializare, tot este o investiție. Pe lângă materialul promoțional care se creează adițional sau obligatoriu, că pentru publicitate se investește și în anume publicarea acestor materiale promoționale și promovarea lor. Orice brand autohton optează să vândă hainele sale într-un magazin, showroom sau concept store, ceea ce favorizează vânzările lor, dar astfel de vânzare necesită finanțare, ceea ce se referă la arenda locațiunii comunale, cheltuieli adiționale, bugete pentru salarii și așa mai departe. Acestea sunt investiții care trebuie făcute în magazin. Și pe lângă toate adausurile de preț sau calcule care se fac la un preț de haină, se mai adaugă 100% sau 50% la prețul total pentru a avea și venit din haina produsă. Cei la design local, noi găsim haine unicat, care nu sunt atât de popularizate și nu sunt făcute conform tendințelor. Ele sunt create unicat, diversificat și diferit de ceea ce se vinde pe mass market. În acest motiv și prețul lor este puțin mai înalt, pentru că originalitatea trebuie vândută, iar tu porți o haină care mai mulți oameni ca tine purtată de ea nu o să mai vezi. Putem să zicem că pe piața autohtonă sunt mai multe branduri de tip luxury decât mass market, pentru că mass market necesită finanțări mici pentru a vinde mult. Dar luxury se finanțează mult pentru a vinde puțin. Și se vinde pentru un public mai restrâns, pentru un public mai select, care își permite să cumpere astfel de haine. Alegi dacă îți plac brandurile autohtone și dacă ai vrea să te evidențiezi din mulțime. Made in Mede despre brandurile locale.